fost gol din cariera ta? Bună seara! Nici nu vreau să mă gândesc la chestia asta, în primul rând, pentru că plecăm de aici, din Germania, fără niciun punct. Obiectivul nostru era să luăm cel puțin un punct. Te văd foarte dezamăgit. Păi normal, când conduci 1-0 la pauză, te gândești să ții de scor. Clar, încerci să joci pe contraatac, să mai prinzi încă 3-4 acțiuni unde ai șansa să-i prinzi pe contraatac și să încerci să marchezi o fază fixă, ceva, și cred că le-am avut, dar n-am reușit să marcăm al doilea gol. E clar, când vin într-o deplasare de genul acesta, e greu să scap fără gol, dar și un rezultat de egalitate, eu zic, era bun pentru noi. Din păcate, am luat acel gol din fază fixă și am pierdut cele 3 puncte. Acum, ok, analizăm meciul, mai avem în seara asta, clar că suntem triști, dar cred că este un meci foarte important luni și trebuie să ne concentrăm foarte mult pe ce avem de făcut luni. Lumea s-a așteptat să luăm foarte multe goluri. Arată meciul ăsta că România poate să aibă o nouă față? Nu știu, uite, cum am spus-o de la început, suntem o generație nouă, venim mulți jucători tineri, cred că vedeți de la selecție la selecție alți jucători tineri care vin, își fac debutul și ușor, ușor grupul acesta devine mai puternic. Să stăm acum să spunem că, da, am pierdut doar 1-0 meciul de acasă și acum doar 2-1, că e mai bine, putem, dar depinde de rezultate, depinde de calificări, cred că acolo se ține cont. Așa, după fiecare meci să judecăm dacă pierdem, suntem cei mai slabi, dacă câștigăm sau ne comportăm cum ne-am comportat în seara asta cu Germania, să zicem că, da, avem altă față. Nu știu, viitorul va spune și deocamdată noi avem foame de rezultate și cred că s-a văzut în seara asta că chiar dacă suntem jucători cu multă tehnică, avem și fața aceea de a ne apăra, vrem să avem foame să ne apărăm, să încercăm să scoatem un rezultat pozitiv în deplasare și asta pot să spun. Și ultima întrebare, la cât ați alergat în meciul ăsta, mai puteți să alergați și cu Armenia? Pentru România mereu.